primul partid care a făcut publice listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie este Partidul Mișcarea Populară. Președintele formațiunii la nivelul județului Neamț, Laurențiu Dulamă, a declarat că 85% dintre cei care se regăsesc pe aceste liste sunt persoane care nu au mai făcut politică. Așa cum am spus, Partidul Mișcarea Populară, ca și la alegerile locale, este primul partid care are curajul să facă public înainte cu aproape 90 de zile de data alegerilor lista cu cei care și-au exprimat dorința de a candida atât la Camera Deputaților cât și la Senat. Noi lista am publicat-o printr-un comunicat de presă, ați văzut-o, și așa cum se poate observa, pe listă se regăsesc peste 85% oameni care n-au mai făcut politică. Și sunt oameni reprezentativi din toate colțurile județului Neamț, pentru că așa ni se pare normal ca județul Neamț să fie reprezentat în viitoarea Camera Deputaților și în Senat de persoane care să reprezinte interesele cetățenilor din toate colțurile județului Neamț. Ordinea pe listă nu a fost încă stabilită, acest lucru urmând a se face până în 10 octombrie, când conducerea centrală împreună cu cea județeană vor decide acest lucru. Ordinea pe listă, așa cum am spus, nu face subiectul discuției acum, pentru că lista se va analiza împreună cu curriculum vitae a candidaților la București în Consiliul Executiv Național. Și probabil că undeva în jurul datei de, nu știu, 10 octombrie să avem și poziția exactă pe listă atât la Senat cât și la Cameră. Președintele PMP insistă pe faptul că majoritatea celor care se vor regăsi pe listele partidului sunt persoane care nu au mai făcut politică. De asemenea, liderul PMP susține că s-a respectat și proporționalitatea reprezentării celor două formațiuni politice, PMP și UNPR, formațiune politică ce a fuzionat în această primăvară cu partidul lui Traian Băsescu. Ca nume, ați văzut și dumneavoastră, sunt nume reprezentative, sunt oameni, așa cum am spus, care n-au făcut politică până au găsit vocația, să spun așa, în Partidul Mișcarea Populară. Sunt și nume venite după fuziunea prin absorție din UNPR. Cred că marja de reprezentativitate este mai mult decât egală. Da. Nominalizați câteva persoane, mai ales din zona Romanului, mă interesează. Din zona Romanului la Senat avem pe domnul Antal Dorin. În zona Romanului, de asemenea, la Camera Deputaților, avem pe doamna Chelmu și Elena. Dacă vreți să vă spun exact ce avem din zona Romanului. Deci, Romanul este bine reprezentat ca și poziții pentru candidaturi la viitoarele alegeri parlamentare. Conducerea PMP Neamț apreciază că printr-o muncă susținută în teritoriu, partidul poate demonstra și la alegerile parlamentare din 11 decembrie că se pot obține scoruri electorale bune și că Neamțul poate fi reprezentat în Parlament de cel puțin 2-3 nemțeni.